Aș vrea, domnule primar, să intrăm puțin, cât ne permite timpul, și în chestiunile administrative. Știu că a avut loc o dezbatere pe bugetul local pe 2022. Ce reacție ați primit? Cetățenii puteau veni, da? Da, cetățenii puteau veni, se puteau înscrie, dar au venit foarte puțini. Au venit doar 3 sau 4 cetățeni. Am discutat cu ei. Este lipsa destul de mare de interes de astfel de discuții. Am vrut să fie în profunzime. Au fost purtate, dar eu o să public astăzi principalele elemente din buget. Ce reacție ați primit de la cei care au venit? Oamenii au venit acolo, au fost bine primiți și au fost reacții bune. Ne-au zis cum văd ei, le-am spus cum vedem noi. Am inclus propunerile lor în buget, acelea care pot fi introduse. La majoritatea deja ne gândiseră, dar sunt și unele noi pe care le vom introduce, deci totul e ok în acest despre punct de vedere. Buget? Despre ce sumă vorbim pentru anul 2023? Undeva la 1,4 miliarde de lei. Din care cheltuieli pentru funcționare și curente, că să avem multe instituții, undeva la 1 miliard, iar restul de 400 de milioane or să fie pe investiții. Wow, și cum reușiți? Vă gândiți și la atragerea de fonduri europene? Sau cum? Păi da, o parte dintre ei sunt fonduri europene. Am scris proiect, am dezvoltat o direcție nouă în primărie care face acest lucru. Îmi pusese mai mari speranțe în PNRR și de aia sunt extrem de supărat. Și mai sunt supărat pe motivul pentru că pe anvelopare Bucureștiul primește ceva nesemnificativ raportat și aș zice să facem o scrisoare către Ministerul Dezvoltării raportat la necesități. Adică noi avem în sectorul 6 1800 de blocuri, din care puține sunt anvelopate, undeva, dacă nu mă înșel, inclusiv cu cele vechi, sub 400. La nivel de București, mulți, dacă vreți, așa grosomodo, ori 6, deci undeva la 10.000 de blocuri, probabil că sunt în București, nu știu să sună exact. Deci 55% din blocurile din țara asta sunt în București. Iar noi primim din PNRR, pe reabilitare termică, praful de pe tobă. Adică noi primim undeva cât să reabilitezi 20 de blocuri. E nimic. Da? Deci este efectiv nimic, în timp ce, adică noi în sectorul 6 primim aceea sumă pe care o primește Tulcea. Păi noi în sectorul 6 avem locuitori cât două județe Tulcea, dacă nu trei. Deci nu sunt absolut deloc mulțumit de ceea ce se întâmplă cu această lucrare din PNRR. Atenție! Și am cerut premierului Câțu să pună problema pe masa coaliției. Domnul Câțu, pentru că domnul Câțu reprezintă Partidul Național Liberal în coaliție. Evident, cu participarea domnului Ciucă, pentru că și dânsul participă la aceste întâlniri. Și pentru București, nu doar pentru sectorul 6, trebuie să primim cel puțin de 3 ori mai mult. Că nu se poate. Este inacceptabilă din punctul meu de vedere. Adică nu, pe Anghel Salini avem puțin acces, că vezi, Doamne, noi București avem acces la fonduri europene și când te duci la fonduri europene vezi că sunt date tot foarte mult în teritoriu. Doamne, nu se poate. Da? Deci Bucureștiul ăsta are un PIB raportat în țară fabulos. Trebuie să mai și întoarcem la București, că nu putem să-l ținem, susținem primăria capitalei vest, care are un buget de 4,7 miliarde la modul real, dacă intrăm pe execuție. Deci rugămintea mea este către ministrul dezvoltării, domnul Ceche, pe care știu că este un profesionist, să reconsidere acest lucru, pentru că este de neacceptat modul în care, și aici vă zic că aveți unitate pe toți primarii din București, indiferent că sunt PNL, USR sau PSD. Deci noi împreună cerem acest lucru și nu cred că o să fie vreun primar care să zică, domne, nu dați. Deci încă o dată, 55% din blocurile din țara asta sunt în București. Da? Iar suma pe care am văzut-o că vrea să o aloce ministerul este insuficientă. Adică raportat la nevoi. Evident că niciodată nu se acoperă nevoie, dar să fie oarecât o proporționalitate în cât se dă în București și cât se dă în țară. Dar ați luat legătura cu ministrul dezvoltării? Încă nu am luat, dânsul, dacă nu mă înșel, trebuie să greșesc, dar parcă am aflat că este în izolare din motiv de pandemie și intenționez, am pregătit o scrisoare pe care să o trimit și eu și intenționez ca să vorbesc cu primarii de sector să facem împreună o scrisoare. Să fie semnată de să fie semnată de primarii. Primarii de sector cu argumente, deci pe argumentele, pe criteriile stabilite de către MEDERAP, vrem ca să fie alocarea, nu pe criteriile noastre.